Am mai multe roluri, dar acestea sunt cele mai dragi. Țin foarte mult la faptul că sunt o persoană pasionată și în ceea ce fac mă implic foarte mult. Sunt și antreprenor, iar pentru că sunt antreprenor, răspund la trei întrebări. Cine, ce și cum în afacerea mea? Dar aceasta este afacerea clasică, este aceea de antreprenor clasic. Eu vreau să vin cu ceva nou în fața voastră. Dacă antreprenorul clasic are determinare și perseverență, inițiativă, toleranță, abilități manageriale și creativitate, ceea ce îl diferențiază, ce îl diferențiază pe el de un alt antreprenor? Toți avem aceleași calități. Dar afacerea va crește până la nivelul de incompetență al conducătorului ei. De acord? Și atunci, ce face diferența? Diferența este antreprenorul alchimist, cel care știe să combine în mod măiastru, creativ, resursele care sunt deja în noi, într-un fel cât mai pozitiv, într-un fel care să aibă un impact cât mai mare. Aer, vis, da? Dorință de zbor, de a crește, curajul de a înfrunta limitele, este unul dintre elementele alchimiei mitologice. Bucuria de a depăși limitele. Acesta este unul dintre elemente. Apa înseamnă experiență, înseamnă viață. Al doilea dintre elementele unui alchimist, unui antreprenor alchimist, pe care le combină. Înseamnă foarte important ecologie. Și o să vedeți de ce, că o să revin la acest termen. Înseamnă al treilea element al alchimistului, da? Pământul. Strategie. Da? Înseamnă lucruri concrete, înseamnă istorie, înseamnă experiență, înseamnă transformare și creștere. Fiindcă din pământ, da? Practic, de acolo creștem cu toți și de acolo avem rădăcini. Dar înseamnă pasiune. Înseamnă foc. Al patrulea element al unui antreprenor, alchimist, cel pe care îl consider ca fiind combustibilul unui astfel de antreprenor, este focul. Alchimistul vizionar, antreprenorul care folosește aceste elemente, este cel care le pune într-o astfel de eprubetă, da? Și de acolo este ceva nou, o licoare, un model de succes, altfel decât cel clasic. Idee, plan, acțiune. Avem resurse, hai să facem un plan și nu este suficient să ai un plan dacă nu-l pui și în operă. Și atunci, cu ce vin eu și spun că este un antreprenor alchimist deosebit, este faptul că pe lângă dezvoltarea profesională, adică participă la cursuri, la expoziții, la workshop-uri profesionale, citește articole din domeniul său, se informează, știe statistici, face diferite analogii din domeniul lui, pune accent pe dezvoltarea sa personală. Asta îl va deosebi pe un alchimist, da? Un antreprenor alchimist de un antreprenor clasic. Faptul că investește în sine, că investește în echipa sa. În afară de cele două elemente, ați văzut la un moment dat că erau șase sfere pe care le combina alchimistul, aș mai adăuga faptul că alchimistul este și un antreprenor responsabil. Urmărește, are o strategie, știe ce face, nu atât pentru beneficii de bani, cât mai ales pentru impactul pozitiv pe care poate să-l aibă asupra sa, asupra organizației sale, asupra familiei, asupra comunității. De ce? Nu asupra ramurii profesionale din care face el parte. El este cel care pune în echilibru toate aceste elemente. Apă, aer, foc, pământ. Și din el, din această combinație chimică, alchimică, iese aurul pe care îl căutau alchimiștii, piatra filozofală, soluția, alchimistul antreprenor. Și atunci, ce vine de aici? Transformă-te. Puneți întrebări. Ce ai nevoie ca să faci altfel? Cum poți tu fi diferit? Și cum funcționează? Este acest cerc în care se regăsesc cele patru elemente despre care am făcut vorbire mai înainte și care împreună conduc la ideea de succes. Mai adaug și foarte multă muncă. Și în final, sloganul meu, alege să fii cea mai bună variantă a ta, ca om, ca alchimist și ca antreprenor. Vă mulțumesc!